Și prietene Iuliato, iată-ne la un nou episod Români în Anglia, o să vorbim despre prietenia în UK, despre prietenie în general în UK, relațiile dintre români, relațiile românilor cu englezii și așa mai departe. O să încerc să vă povestesc din episoadele pe care eu le-am trăit și pe care eu am cunoștință de la alți prieteni de mei, iar voi dacă aveți alte experiențe, vă rog să le treceți în comentarii acolo și putem să discutăm chiar pe marginea lor. Aici, în dreapta mea, scuzați-mă, am rezultatul muncii lui Anto, a făcut o pâine extraordinară, o să testez. De fapt, de ce să mint, am gustat-o mai devreme, dar mă voi înfige mai tare în ea așa. Are un gust extraordinar, ca al batoanelor vechi din copilărie, care le mâncam, batoanele alea pufoase, așa, care le mâncau în plouă în gură. Și le mâncam cu iaurt, bragă, suc, foarte bune. Deci de-abia aștept să mă înfig în aceste pâinici gustoase. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Anto mereu mă surprinde cu tot felul de bucate și de-abia aștept să le testez. Referitor la subiectul nostru de astăzi, discutăm despre prietenie în speță în UK. Stau și mă gândesc așa, dau puțin timp înapoi și mi-amintesc primele tentative ale mele de a-mi face prieteni aici în UK. Când am venit prima dată în UK, cu ani mulți în urmă, am fost instruit așa de un român, un prieten de-al meu, care, o cunoștință să-i spunem, un prieten, care mi-a spus clar: frate, atunci când auzi vorbindu-se românește, taci din gură, mucles, nu vorbi prea tare, că te ești auzit, fugi! Fugi! Eu am zis că zic, băi, ce dracu, statul ăsta în străinătate te nebunește, te face să gândești aiurea. Cu timpul, de-a lungul anilor, am văzut și eu că e bine ca să, nu să neapărat să fugi ca disperatul sau ca stresatul, era prea mult ce descria tipul ăsta, dar totuși e bine ca să eviți anumite, nu dialoguri sau, știu, vorbe sau asta, e bine să eviți anumite tentative de împrietenire sau asta, pentru că sunt foarte mulți concetățeni ai noștri, sunt foarte mulți români care nu prea merită lucrul ăsta și care încearcă să speculeze anumite greșeli de ale tale, o bunătate în speță. Dacă stau bine să mă gândesc, în primă fază, țin minte, am avut o tentativă așa să îmi fac prieten un cetățean polonez, da, era vecin cu mine, un om extraordinar, dar el era foarte introvertit așa, nu prea discuta, era vecin cu mine și am zis, mă, zic, ce să-i o fi emigrant ca noi, vorbește și el mai ușor, mai, e mai ok. Nu prea era el prietenos așa, dar era un om foarte săritor. Dacă stau să mă gândesc, sunt ani de zile, dar dacă stau și mă gândesc, pot să spun că acel om a avut încredere foarte mare și mi-a acordat un ajutor tot timpul, mi-a spus niște informații, dacă îl întrebam ceva sau îi ceream ajutorul într-o speță, îl întrebam ceva sau îi ceream lui ajutorul, el imediat era foarte săritor. Eu m-am gândit că în situația, zic, măi, cam toți oamenii sunt așa, e clar că așa trebuie să fii, da? E logic. Atunci când un om își cere ajutor într-o, cu un sfat, cu, eu știu, să-l ajuți cu ceva, să cari ceva, sau eu știu, ceva prietenește, sau de vecin, na, un lucru ca de vecin. E, bine, aici să știți că nu este chiar așa. Ei sunt, englezii de regulă sunt total neprietenoși. A doua tentativă pe care am avut-o, am invitat la o zi onomastică a lui Anto, nu, la ziua de naștere a lui Anto, am invitat niște două cupluri de englezi. Unul dintre ei era un coleg la servici cu mine și unul era o cunoștință de acolo, din împrejurim, un vecin. A venit tipul ăsta cu soția, celălalt cu soția, englezii, deci erau doi bărbați englezi cu căsătoriți. Colegul al meu era cu o indiancă căsătorit și ăsta era cu o poloneză. Deci erau niște cupuri mixte, acolo era un amalgam așa de etnii la masă. Bună ziua, au venit la ușă cuplul englezesc, poftiți, mi-a dat o felicitare pentru Anto, așa scrisă, și o cutie de bombonele așa. Păi, al doilea cuplu a venit, mi-a mânat o felicitare,
Am la felicitare, n-am zis nimic, eu nu aveam nevoie să-mi aducă ăștia nimic ca să cadouri sau asta, mi s-a părut totuși anormal, pentru că noi, nu știu, eu mă gândesc, eu din punctul meu de vedere, atunci când mă duc la ziua cuiva, eu știu cât de neînsemnat o fi omul ăla pentru mine, sau eu știu, poate că nu e o rudă sau un prieten sau asta, e un amic sau asta, dar dacă am ales să mă duc la ziua lui sau să mă duc la să fiu să răspund prezent la această invitație, mă simt prost să mă duc și eu cu ceva acolo, o sticlă de ceva, un spray, un plovăraș, o bluziță, un cadou așa, nu foarte scump, dar un cadou cât de cât, na. Când felicitare. Bă, am uitat eu acolo, felicitare. Bă, dă-i bătaie, nu e nicio problemă. Bă, am băgat acolo la masă, hai că să mă băiesc. Bă, bă, dă-i cu vorbe, dă-i cu nu știu ce. Cu coana lui ăla indian, care era, afară era o zăpadă, că o zăpadă foarte mare, nisese în UK, cam era prima zăpadă care vedeam prin UK atunci. Era tipul aia indian ca niște cipici de aia, niște puzlari de aia de balet. Opa, ce bă cu asta? Dom'le, era primul impact care aveam așa mai în afară de relațiile de servicii. Era un primul impact în care vedeam niște familii care vin, aveam luat legătura cu ele și vorbeam. Și mi s-a părut ciudat, băi frate, n-ai cum să te îmbraci așa, nu poți să te încalzi, bă, frigul ăla dâr de chiloții pe tine, cum se zice vorba aia, și tu vii în pâzlare aia, în baleții aia, de baleți. Și cipice, e greu, cam așa sunt ei, ei nu pun preț așa prea mult pe haine sau pe astea, se îmbracă cum pot și cum se încalță așa, dar în rest au alte obiective, ei sunt cu concediile astea. Am terminat relația atunci, ziua respectivă, a fost distracția în doi, s-a mâncat, s-a băut, a fost ok, n-au avut probleme în ceea ce privește mâncarea, nu m-a refuzat niciunul, de ce să zic. Au mâncat, le-a plăcut bucătăria lui Anto, tot ce le-a gătit Anto acolo. Au mâncat carne de porc, n-a fost nicio problemă, nu a fost nicio discuție, n-a fost pe tema bucatelor ales. După o anumită perioadă, eu am sunat pe colegul al meu cu gândul să ieșim pe undeva, să ne mai ducem undeva. Zice, băi, ce Robert, îmi pare rău, ce nu pot să te invit și eu pe tine? Zice, deocamdată, că noi acum strângem bani pentru concediu. Ne-am făcut rată la concediu și nu putem să cheltuim nimic, niciun leu în plus. Băi, zic, dar stai puțin, dar eu nu te-am sunat ca să te întreb... eu nu te-am sunat ca să vin la tine acum să te revanșez tu. Zic, nu e nevoie să te revanșezi. Dacă vrei să ieșim pe undeva sau nu putem, nu avem cum, noi vrem să plecăm nu știu unde și avem acolo de făcut nu știu ce chilabari și distracții și alea, îmi trebuie nu știu aparat să iau ca să-mi fac niște selfie-uri pe sub apă și nu știu ce. Ăla a fost primul contact care l-am luat așa cu o familie de englezi și am văzut că sunt foarte reticenți. Deci în afară de faptul că sunt zgârciți, sunt reticenți în ceea ce privește, eu știu... ieșitul ăsta împreună cu familii și poate că împreună și cu români. De ce nu? Cealaltă familie, țin minte, tot așa, stau mai pe lângă mine acolo și la o perioadă, la vreo 2-3 luni, a fost ziua tipului respectiv. A fost ziua lui de naștere. Spun că a fost ziua lui și știu pentru că stau lângă mine acolo și am văzut că la un moment dat s-a făcut acolo o masă festivă, un grătar acolo, ce au făcut ei în curte și au pus niște muzică. La care tot așa, pe România a sărit, deci pe România a sărit pe vecini. Deci ei sunt foarte, cum să spun, foarte, răspund prezent unor invitații și sunt foarte dornici să afle despre tine când vin la tine acasă, să vadă cum ai tu în casă, câte dormitoare ai, cât de mari sunt, încearcă să se uite, să vadă, să strângă cât mai multe informații despre tine, te întreabă, tu cum lucrezi, ce faci? Îți spun întrebări de asta, dar dacă tu intervi la rândul tău sau încerci să, știu, să te apropii mai mult de ei sau asta, nu, îți pun o barieră, stop și la revedere. Chiar îmi amintesc un episod cu o vecină care, asta era de origine jamaicană, dar tot așa născută pe teritoriul Angliei, era lângă noi și tot timpul Anto mai ducea câte ceva de mâncare, bătea la ușă și deschidea ușa așa, pac, ce, da, ce, cu ce vă pătau ăștia? Păi, știți, am venit să vă aduc și eu niște plăcinte, am făcut și eu și dacă vreți să gustați. Da, mulțumesc, pac, le lua, bum, închidea ușa, mulțumesc, thank you, bum. Noi am spus că zic, bă, poate ori fi oamenii ăia, eu știu, mai ciudății, na?
Zic, hai să ne gândim, poate mai sunt și alții, nu e nicio problemă. Noi am fost deschiși întotdeauna așa. Nu neapărat că încercam să ne facem așa niște prieteni, bă, să nu stăm ca nebuni așa și să înțelegem și noi felul lor de a fi, de a trăi, de asta. Am continuat apoi, sunt doamna asta, zic, băi, mă, să nu stăm așa ca nebuni, zic că mai încercăm. Hai să ne facem și niște prieteni români, că na, acum să încărcăm și sfatul acela prietenesc care mi l-a dat cu ani în urmă un prieten de-al meu și mi-a zis, băi, fugi, nu te băga, deci nu când auzi românește, fugi, du-te, fă ce vrei. Am cunoscut tot așa o pereche, un cuplu de români, accidental ne-am cunoscut, mi-a zis, mă, să ne cunoaște mai bine, să ne întâlnim, veniți la noi, nicio problemă. Au venit la noi, ne-a invitat și ei odată la ei. Bineînțeles, la noi când au venit, le-am pus pe masă, ca românul, cum e, pac, tot ce e așa. Băi, frate, eu nu sunt un tip care, sau nici măcar Anton la fel, să fie așa de interesată în ceea ce privește, eu știu, mâncarea care ți-o dă cineva, asta, dar atunci când tratezi pe cineva frumos, nu ai pretenția, te aștepți și tu la măcar la același tratament sau un tratament mai asemănător. Pac, ne-a invitat pe la ei, ne-au zis la ei, fac, a scos o franzeluță de asta mică, ci că noi suntem la regim. Noi suntem la regim. Pac, a început să taie niște felii de pâine, de vedei pâinele așa, pac, a pus pe masă acolo, ne-a pus 2000, 2000, pac, noi suntem la regim. M-am uitat la ea, era mai schijă așa, într-adevăr. Mă uit la el, 100 și ceva de kg, 140 de kg. Băi, frate, asta cu regimul nu prea stă în picioare. Zic, cred că e ceva cu regim. Pac! Ne-a pus acolo, țuc, strictul necesar, puf, 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 ca să se revanșeze așa scurt de noi și la revedere. Nu prea mult staționare, că nu e ok. În fine, ulterior au fost tot așa niște tentative, tot așa cu o pereche, o româncă căsătorită cu un englez. Am fost invitați la ea acasă. Mi-a venit și noi cu o sticlă de suc, cu o sticlă de vin, nu mai știu cu cine am sus acolo, în fine, luați din sucul nostru, pac, ce să vă servesc? Păi, eu știu ce ai acolo, un pahar de suc, pac, a deschis sticla de suc, japa, scoate niște pahare de țuică, opa, zic, mi-a dat un coniac acum, zic, băi, nu-mi da coniac, eu sunt cu mașina, nu pot. Nu, las că spun suc, trup, trup. Doamne, tentativele astea au fost așa, nu contează acum, fiecare cum are, ce are. Băi, frate, dar din ce ai tu în casa ta acolo și vă să spun că aici în UK nu poți să zici că n-ai, că mai. Pui și tu acolo un pahar de suc, un pahar de vin, că dacă nu ai sau asta, nu mai faci, nu mai chem pe nimeni, că nu ți se supără nimeni și nu asta, dar... Sau dacă a venit cineva la tine, măcar să fie așa, volubil sau... Doamne, tentative foarte, foarte eșuate, v-aș putea să zic, să le numesc, astea cu prieteniile. Referitor tot la englezii, în ceea ce privește englezii, țin minte un alt episod. Când ne-am mutat la o nouă adresă, vecinii ne-au întâmpinat așa mai... Deci stătusem în UK la o primă adresă. Nu prea am avut acolo prea multe tangențe cu vecinii, cunoscusem doar, v-am spus, un polonez și apoi când ne-am mutat la următoarea mutare, țin minte că am avut partea aceea de surpriză că au început să ne bage în seamă vecinii, să vină pe la noi, bună ziua, ce faceți, râzete, zâmbete, nu știu ce, pa, mai vine și pe la ușă, știți, eu sunt vecina de la numărul cu tare, știți că nu știu ce, eu mă cheam așa, dacă aveți vreo problemă veniți la mine, bla bla bla. N-am zis, băi frate, uite, na, că vezi că nu toate locurile unde te duci sunt la fel. Na, uite, sunt oamenii mai diferiți. Pac, hai să vorbim, hai să nu știu ce. Măi frate, știți cum sunt ei? Ei să se arunce o privire, să se uite, să vadă ce faci tu pe-n curte, ce ai tu pe acolo, ce faci, dar tu să nu știi nimic despre ei. Că uite, sunt ei. Chiar îmi vine în minte un episod în care un român l-a dusesem la un serviciu, îi găsisem un loc de muncă acolo. Și el era mai curios așa, era venit de un UK de puțin timp și era mai curios și începea să se uite și el pe acolo. Stătea, se plictisea că era un loc de ăsta de trafic marșal, deci trebuia să îndrume niște circulații la niște mașini. Și el stând acolo se cam plictisea și a început să se uite. Vedea niște case acolo frumoase și se uita și el pe geam, că ăștia așa sunt. Echipurile sunt deschiși, n-au gardă, n-au nimic, au... geamuri multe și asta și tu te poți apropia să te uiți acolo, să vezi, să nu știu ce. Tipul s-a uitat și el pe geam acolo să vadă, na,
curios cum o duc englezii, cam cum e pe la un englez în casă, cam cum e asta. Iar după 2 zile a venit un inginer de acolo, un șef de proiect și m-a întrebat pe mine, zice, băi, ce tu l-ai adus pe băiatul ăla, dar nu prea știe engleză, zice, uite să-ți arăt ceva, zice, s-ar putea să-l dau afară, zice, nu știu sigur dacă o să mai postez, s-ar putea să-l dau afară. De ce, domne? Păi zice, uite, domnul Messi, așa-l chema pe omul ăla la care se uitase în curte, a făcut o plângere că el are 2 căței și românul ăsta, colegul ăsta al tău, s-a uitat pe geam la el în casă și i-a stresat căței și nu mai mănâncă căței de atunci nimic, sunt stresați căței, nu mai mănâncă mâncare. Și acum ce să luăm măsuri urgente ca să reglementăm această situație, că nu se mai poate, e jar. Ce atrage atenția să nu se mai uite pe la nimeni în casă, pe asta, pe geamul sau asta, să nu se mai vorbeze. Omul nu s-a dus în geam așa și să se uite, să se vorbeze în casă. S-a uitat și el în limita vizibilității, că vă dați seama, era la câțiva metri de casă, s-a uitat și el, se vedea prin geam, că dar dacă n-au perdele, n-au asta, s-a uitat. Na. S-a uitat și i-a stresat cățelul. I-a stresat ciuaua. Măi, fraților, sunt o altă societate și sunt făcuți din alt aloc. Deci asta este clar. Ăștia sunt făcuți din alt aloc. Nu există discuții. Că vrem să le acordăm circunstanțe atenuante sau nu, cam asta este adevărul. Ei sunt curioși și încearcă să știe cât mai multe despre tine, dar tu să nu știi mai nimic despre ei. Iar în cazul românilor care te împrietenești, e chestie de bulan clar, adică de noroc ce oameni nimerești. Dacă nimerești niște oameni care să-ți răspundă la fel și să fie mai prietenoși, să fie mai altfel, e ok. De regulă, ce probleme apar între români și divergențele astea sunt spiritul ăsta de concurență. Dacă tu, de exemplu, îți cumperi o mașină și te întreabă, tu ce mașină ai? Păi am mașina aia. Opa, se uită. Ar vrea și eu, pac, și așa una mai periculoasă. Ce-ați făcut? Unde ați fost? Am fost în țară. Oh, trebuie să facă și ei, să ducă și în alt concediu, nu știu pe unde, să te întreacă. E o permanentă competiție de asta prostească, deci o competiție prostească, care nu știu, pe mine cel puțin mă dezgustă. Deci eu cam așa sunt. Acum, o fi devenit eu mai puțin sociabil sau morocănos, asta voi afla în timp, dar totuși mi se pare normal și mi se pare corect, nu știu, așa mi se pare mie ciudățel ca să ai o competiție cu niște persoane care una sunt din aceeași țară cu tine și practic ar trebui să fie mai apropiate, da? Și doi, niște potențiali prieteni, adică ai o discuție, vezi dacă sunt pe placul tău, vezi dacă găsești niște puncte comune și atunci vezi dacă poți să ai o relație de prieteni sau nu, sau dacă îți face plăcere să-i revezi. Dar de regulă, asta, chestia asta cu competiția mă enervează cel mai tare la români. Deci asta este un principal lucru care eu nu-l aprob. În al doilea rând, în ceea ce privește relațiile astea, prieteniile astea cu englezii, consider că da, tot la fel, e un fel de ruletă. Dacă ai noroc să nimerești pe unii sau ai, eu știu, șansa ca să-i găsești pe unii care sunt ok, sunt niște oameni mai deosebiți sau mai deschiși la nou, aici depinde și de zonă. Vedeți că în zonele astea, zona Londrei, în orașele mai mari, de regulă, ei sunt puțin reticenți, sunt mai, să spunem, deschiși la prietenii cu europenii sau cu, eu știu, emigranți ăștia care sunt veniți în alte părți, dar de regulă în alte sătuce sau în alte orașe mai micuțe, ei încearcă ca să păstreze distanța și sunt reticenți, sunt mai rasiști așa, să spunem. Cam așa sunt ei, asta este societatea lor. Dacă stau bine să-mi amintesc un episod destul de comic, o să-mi amintesc atunci când la un revelion am ieșit cu Anto cu o sticlă de șampanie, eram acasă, nu am fost să petrecem pe nicăieri, sau am fost pe la un bar să vedem și noi ce se întâmplă pe aici, dacă sunt restaurante de astea cu închirieri, cu astea, nu rezervasem nimic, dar erau toate barurile deschise normal, până la ora 1 noaptea era. Până la 1 noaptea era deschise normal. Am intrat, am băut o cafea, am băut ceva, ce, păi am plecat acasă, în apropiere de miezul nopții. Ne întorceam spre casă. Hai să prindem și noi miezul nopții acasă.
Am ajuns acasă, pac, am ieșit și noi în față cu o sticlă de șampanie, zic, bă, bă, oare și vecinii, că n-ai, toți erau, salut, salut, ce mai faci, nu știu ce, bine v-ați mutat. Nimeni, lumine stinse, toată lumea dormea. M-am uitat la o casă, se vedea acolo, se auzea puțină muzică și niște artificii pe acolo, tot așa puțină gălăgie. Când aud românește, oh, numai noi românii eram, la miezul nopții sărbătoream trecerea în anul nou. Ăștia nimic. Deci toți vecinii erau pe acasă, luminile stinse, pac, pac, cu lanterna pe casă, pe acolo, se deplaza să nu consume curent. Vede, cam ăștia sunt. Cam ăștia sunt. Sunt foarte, foarte strângători așa și nu, pentru ei nu mai valorează nimic. Trecerea nouă, la an, nici de Paști sau de, știu, de alte sărbători, de Crăciun sau... acolo, ei se întâlnesc la ora 12 sau, eu știu, la ora 1. Mănâncă la ora 1, 2, 3 ore și la revedere. Și aici, dacă stai să te gândești în Anglia, chiar și restaurantele sau pub-urile sau dacă te duci undeva să închiriezi pentru să sărbătorezi ziua sau să faci o nuntă sau ceva, la ora 1 s-a terminat. Nu faci tu până dimineață. Hai să ne înțelegem. Deci nunta se începe pe undeva, pe la, faci festivitatea acolo pe la 4-5 sau când începe pe la 3, pe la nu știu ce, și se termină la ora 1 noaptea, punct. Gata, period. Nu se discută. Băi, e altă societate, într-adevăr. E altă societate, e destul de greu să treci printre străini, dar faptul că nici măcar cu românii nu poți să legi o prietenie este destul de dificil. Doamne, totuși trebuie să privești și părțile bune. Nu poți să le ai pe toate. Deci, asta e. În țară aveam prieteniile care le aveam acolo, rude. E mai ușor, e mai altfel. Ești în orașul tău natal, acolo ai trăit, ești la locația unde ți-ai petrecut atâția ani. Te simți bine din toate punctele de vedere, dar în străinătate este destul de dificil. Aici sunt foarte multe culturi, cel puțin în UK sunt foarte multe culturi și se îmbină între ele și trebuie să înțelegi, să îi înțelegi pe fiecare și să știi să păstrezi anumite distanțe față de unii. M-am spus, depinde ce am nimerit câțiva prieteni de-ai mei care stau destul de departe de mine și nu putem să ne vizităm și mai discutăm așa, mai dialogăm prin mediul social media sau pe la telefon. Și mi-a mai povestit că au avut parte de anumiți prieteni, de prieteni chiar și englezi, care au fost mai sociabili. Deci v-am spus, se depinde de și de șansa care o ai. Dar, în general, destul de mulți sunt ca mine, care nu au reușit să găsească așa persoane care se pot simți mai în largul lor, să spunem, nu ca să ai prietenii sau alte chestii. Dar ca să socializezi și tu să ai o relație așa cât de cât de apropiată, e destul de dificil. Cam astea sunt experiențele pe care vi le-am relatat astăzi și cam asta este problema dacă te afli în străinătate. Deci trebuie să, în ceea ce privește relația cu cetățenii din țara gazdă și relația cu românii din străinătate, v-am spus două lucruri distincte și dacă cumva aveți anumite puncte de vedere care, eu știu, nu coincid sau nu sunt la fel ca ale mele, vă rog să mi le spuneți în comentariu. Sunt foarte curios să știu că am observat că pe canalul lui Altos sunt foarte mulți prieteni de ei care sunt plecați și din țară, sunt în străinătate. M-ar interesa, chiar aș fi foarte curios dacă în alte țări, în Canada, în, eu știu, în USA, în Australia, în Germania, unde suntem noi, unde ne-a dus viața asta și, eu știu, problemele din țară unde ne-au gonit. Aș vrea să știu dacă acolo lucrurile stau cu totul altfel sau sunt la fel. Așa, într-o comunitate mai latină și mai bună, am auzit lucruri bune de la prietenii mei care stau în Italia. Mai am câteva prieteni care tot așa mi-au relatat lucruri frumoase despre spanioli. În rest, nu am avut feedback-uri bune. În ceea ce privește nemții, la fel, sunt puțin rasiști și nu prea sunt sociabili, dar oricum sunt mai ok decât englezii. Aici eu v-am spus, încerc să vă arăt, eu știu, lucrurile din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere al meu și al lui Anto, și să vă fac pe unii să înțelegeți cam cum e viața aici, în UK. Pentru că eu atunci când am venit încoace, mi-am imaginat altfel. Altceva. Și acum când am ajuns, am observat că e total diferit. Mi se părea, nu știu, când vezi lucrurile din afară, ți se pare altfel, ți se pare mai ok, să spunem, și atunci
când vii la fața locului, ai niște surprize plăcute sau neplăcute. De în cazul meu, în cazul UK-ului, neplăcute. Dar totuși trebuie să înțelegem că asta este țara de adopție și e ok. Ne place să trăim aici din punct de vedere al vieții normale, așa, și chiar și al climatului, deși timpul este diferit condițiile meteo sunt diferite de cele din România destul de mult, dar nu sunt chiar foarte, 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 foarte diferite. Deci putem să trecem peste chestiile astea. Se poate trăi, v-am spus, găsești joburi, ți se respectă anumite drepturi, nu ești marginalizat, de multe ori ai parte de tratamente rasiste din partea unora, în general din partea tineretului, din partea copiilor răstoranți, copiii sunt foarte periculoși aici, nu știu dacă în alte țări sunt la fel, dar sunt cam crescuți așa, cu gândurile astea să facă rău, să nu respecte legile, să nu suporte emigranții, ceva de genul. Au probleme foarte mari chiar și părinților cu ei și cam asta este trendul pe aici. În rest, nu sunt probleme așa fiecare își vede de treaba lui, se duc acasă, pleacă, sunt și ei mai singuratici, așa nu sunt foarte sociabili. Viața este diferită de cea din România, dar dacă stăm să punem una peste alta, cu bune, cu rele, ieșim pe un plus pentru că putem să ne permitem anumite lucruri care în România nu ne puteam permite și întotdeauna când stabilești ceva sau când dorești să iei pe un drum, încerci să pui bune, rele și vezi, le cântărești bunele și relele și atunci alegi dacă este ok să te duci pe drumul respectiv sau nu. În cazul de față, este de venit în Anglia, cei care mai o pot face, sau cei care sunt aici deja, văzând feedback-urile mele și materialele mele, probabil că își dau și ei seama că nu sunt ei ghinioniști și ceea ce se întâmplă, ce li se întâmplă lor, se mai întâmplă și altora. Și cam asta este. Sper să vă ajut pe toți care sunteți. Fie cu gândul de a veni aici, fie cu gândul fie că sunteți aici și aveți anumite dificultăți, anumite probleme și dacă doriți să dați idei în legătură cu materiale, sunt probleme care nu le puteți rezolva sau aveți anumite lucruri care vi se întâmplă și nu vi se par normale, vă rog să mi le semnalați în comentarii, în coment, la materialele mele și eu am să le văd. Am să încerc să fac un material să mă documentez și apoi să vă fac niște materiale care să vă ajute. Numai bine, prieteni, până data viitoare, vă salut!